ai, nu pot să cred că m-ați căutat, nu pot să cred că... M-ați căutat cum a căutat țancă pe fiică sa până mol? Ca un uragan a căutat o țancă pe fiică sa. N-o găsit-o vreo 10 minute, dar după 10 minute a ajuns lângă fiică sa. În timpul ăsta i-a făcuse cheltuieli de 2000 de euro. Că e fata lui țancă uraganul adevărat? Eu sunt numai Nicu Bendea și beau o cafea bună cu voi acum pe 1 iulie, la mijloc de an. N-o ziceți voi. Ziceți voi la cumpăna asta, cum a fost prima jumate, cum va fi următoarea. Aveți timp să vă gândiți și să-mi scrieți în comentarii până beau o gură din cafeluța asta. Primită pe Buy Me a Coffee de la Adi, prietenul Adi din Germania și vechiul meu amic Căciulă din Londra. Căciulă, Căciulă, tu mi-ai dat-o cafea. 50 de bani, mă, cu 50 de bani să ne plafoneze prețul la țiței? Benea roata carului, mă, cu 50 de bani, așa, așa, așa arunc banii, nu-li rușine? Dulapul neamului Iohannis a zis cu atât s-a putut, dă-te în gură să te și mâine. Dar Ana Morodan, o știți pe Ana Morodan? Băi, Ana Morodan și-a tăiat din dita mai pieptul și l-a ridicat, că după vârstă te dor genunchii. Te dor genunchii să-ți ridici cu genunchii țâțele. Acum, pe criza asta, ea și-a tăiat, ea e Halep la vârsta a treia. Halep și-a, în tinerețe și-a tăiat din protuberanțe și acum, pac, pac, e campion, are vreo 40 de milioane de dolari strânși. Dar Ana Morodan strânge din buze, că din ce să mai strângă. Ha? Da, așteptați și despre BAC. Na. L-am luat până la urmă. Domnul ministru Câmpian a zis că a fost cel mai bun BAC din ultimii 10 ani, adică procentul de promovabilitate. Pe primul loc, județul Cluj. Pe ultimul loc, Ilfovu. No, ne cerem scuze. Clujul a dat pe președintele Academiei. Ilfovu pe Becali. No, bă, hai să vorba aia, să stăm strâmb și să ne gândim drept. Nu e așa? În Cluj se dau și meditații. Pac, pac. No. În Ilfov să dau meditații de șmecherie, înțelegi? Becali! Că era o știre zilele trecute că a venit un livrator cu mâncare la Palatul Becali. Stop din știre și să ne... Cum? Becali, el a zis așa, că el mănâncă numai brânză, numai măsline, numai roșii, ce o fi livrat, ceva KFC, ceva McDonald's, ceva spurcăciune! Și Becali i-a dat la livrator 200 de euro. Deci e ok și în Ilfov. Dragi absolvenți care v-ați luat bacul, angajați-vă la Bolt, la Glovo, la alte prăvălii și ajungeți la Becali și vă dă banul și mai trebuie facultate, nu mai trebuie. Luați banul și mergeți la mare în piscina Olimp a lui Borcea și a făcut ăsta o piscină în care dacă intri jumătate de oră, ești gata gravidă. Da. Și a făcut o piscină Borcea care rivalizează cu lacul Ursu. Știți, lacul Ursu din Secuime, lacul Ursu e tare hos, face copii fără soț. Piscina lui Borcea face copii, gemeni, numai gemeni. Ți-ai băgat puța, că așa e la noi. Să intre toate nevestele, că și el a intrat la pușcărie, dar nu a putut regula toate nevestele. Hai că o iau razna, mulțumesc pentru cafea, Buy Me a Coffee / Nicu Bendea. O jumătate de an mai bună decât precedenta. Că în afară de război, secetă și foamete, numai anunți mai avem.